Dar să nu mai bați așa din când în când. Nu mai spune și dumneavoastră. N-am apărut episodul. Mai pe furiș, așa mai de câte una. Opa! Bună ziua! No. Să nu în loc să vii să mă ajungi, Ștefan. Hai că tocmai te-ai zis! Da! Rabino! Buiul meu, ce faci, ce mami? Ce faci? Cine-i dincolo? Te-am ochiat! Ea este fata mea. Că și eu sunt așa protectivă. Bună! Bună! Îmi pare bine. Ce faci, frate? Mi plângi? Nimic, nu. Îți dai seama. Da. Avem un pic de emoții, dar... Foarte bine, mă bucur să vă văd. Da, și eu. Am ceva pentru voi, fetele. Asta e pentru mine, că e mai mare. Așa. Și pentru fete. Flori, mama lui Ștefan. Așa. Asta e pentru tine, de ziua mamei. Flori, îmi pare bine. Asta e pentru tine. Flori, mama lui Ștefan. Georgeta, mama lui Robert. Lui Robi? Da. Lui Robi. Te confundă mai. Nu ne știm? Da. Cosminelu! Să rămână, doamnă. Îmi pare bine. Mama, v-am spus că aici pune stop la mama. Dar de Robert ce părere aveți? Că știți că Larisa la începutul sezonului 3 a început să interacționeze cu Robert. Știți. Iar ulterior situațiile dintre ei s-au venit înapoi. Sau... Dar asta este doar decizia ei. Eu... o susțin în tot ce face, adică... Da, până la urmă, decizie de cine v-ar fi plăcut mai mult? De Patrick sau de Robert? Pentru că avem o cursă de aia. Ei, da. Glumă. Eu știu că ei îi plac bărbații care sunt mai bine făcuți. Da, bun. Ați dat-o perfect. Na, de ce nu vezi pe față, du-te la sală? Dar nu că tu n-arăți bine. Acum, adică... dacă mă compar cu Robert, el e sculptat cu Dada, e perfect. Face eu mai mult la asta. Sală, să zic, dar nu... poți să fii, de exemplu, de la mama natură, așa, să arăți bine, știi? Okay. Na, deci arăți foarte bine la urmă. Mulțumesc din suflet, să zic că fac și sală, adică... chiar trag. Da, are vreo 5 zile, 6 zile 7, în total. 7 zile. Ieri am luat și proteine, adică mă îngraș. Tot în început. Ce proteine? E mai bine pentru mămică. Sănătate. Bună ziua! Este mămica ta, Robert, că seamănă unul la unul cu tine, Robert. Mama, dar ce... Bine v-am găsit! Ce frumoasă! Păi e ziua mamelor! Numai mămici frumoase! Dacă e să mă luăm așa. Da, ce frumos! Foarte frumos! Să vă așteptați înseamnă că să vină și la voi. Să rămână, vreți să vă servesc cu ceva? Un par cu apă, te rog. Par cu apă? Ce frumoasă sunteți! Bine ați venit! La fel și tu și voi, toate sunteți frumoase. Larisa. Dorița. Să rămână, Andrei, la mulți ani. Păi tu să-i toci. Mulțumesc. Bună. Ce? E mămica mea, Larisa. Bună că să vă cunosc. Și acum unde să... Te facem loc și... Noi băieți în picioare. Mai aducem scaune, băieți. Ești puțin emoționat. Dai seama, păi, dar nu te-am văzut niciodată aici. Cum ți-e pare, cum tot? Foarte, 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 foarte frumoase fetele. Mulțumim. Foarte, și băieții. Ați fost dincolo? Nu. Ah. Dar cine e dincolo? Lenuța, cine e dincolo? Lenu! Doar să vedem așa puțin. Bună, Lenu! Da, e tovarășa mea. Da, știu că e prietena ta. Ce părere aveți despre parcursul fiului dumneavoastră, doamnă, în casa? O părere foarte bună. Știu că așa este el, emotiv. Foarte protectiv, foarte atent. Când iubește, iubește. Și... A mai adus fete acasă? Păi nici la, cred că dacă le cunoaște la o săptămână, vreau mami să-ți fac cunoștință cu fata. A, deci mai multe au adus. Nu mai multe. A avut doar relații lungi. Nu, da, adică el e foarte... E al meu, nu vreau să fie cu Laudă, dar e stabil. Foarte adică bun. Doar relații lungi, da. De Alina ce părere aveți? Foarte bună. Mă, dar te pui tu toate întrebările. Dar să vorbim, mă, ce vrei, să stăm așa. Hai, pune. A zis puțin mai devreme că este foarte protectiv. Este... Da, dar nu... Cum, nu posesiv. Nu posesiv, adică și eu cred că sunt la fel, că ce e al meu, e al meu. Punct, adică nu... Bine... Cu sumbletate în altă parte. Corect.
după 27 de ani, cred că să... umplă. Nu umplă, dar oricum, adică este protectiv și cu sora lui la fel. Chiar dacă nu vine și arată să zică, stai aici, te țin, nu fă aia. Pur și simplu este protectiv, adică din umbră cumva. Și vorbește cu ea și na, e... Da, vă întrebam de Alina ce părere aveți. Foarte bună, adică chiar... Îmi zicea cineva pe sus că semănăm foarte bine. Da, eu am crezut că sunteți mama ei. Da. Mi-a zis, deci toată lumea de cum am intrat, da, mama Alenei. Sunteți mama Alenei. Da, da, da. 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 Semănați foarte, foarte bine, da. Ce părere aveți de Robert așa în situația? Robert este emoționat. Să știți că el s-a obișnuit cu camerele, cu toată situația, dar prezența dumneavoastră l-a echipat total. Dar cred că sunt emoții frumoase și vreau să vă spunem la mulți ani. Și să știți că aveți un băiat excepțional de educat, un băiat bun, săritor. Eu sincer mă înțeleg super bine cu el, dar nu știu cât contează asta pentru dumneavoastră. Eu știu că el se înțelege foarte bine cu toată lumea. Este... Deci eu sunt, îl cunosc, știu cine e Robert. Da. Și seamănă foarte mult cu dumneavoastră. Da, păi eu nu vă cunosc, dar când v-am văzut pe scări am zis că e mama lui Robert, 100%. Dar parcă simt eu ceva. Chiar mi-a spus că, a spus că el simte. Am simțit, când am văzut-o pe mama Larisei, am simțit că s-ar putea că să poate, fi și poate. Am fost foarte secretoase. Mulțumesc că ai venit. Ați ținut secret foarte bine, să prezint. Cum să nu? Ce părere aveți de parcursul lui Robert aici în emisiune? Da, e foarte bine. Îmi place cum se comportă. De fapt, ăsta e Robert. Ăsta este Robert și afară. Și afară și aici, da. Nici o diferență. Și asta îmi place mult la el. Iar în ceea ce îl privește, ca relație sau așa, care este părerea dumneavoastră despre cunoașterea lui cu Julie, pe care o dezvoltă în fiecare zi, tot mai mult. Astăzi, mai devreme, a venit cu un mare buchet de flori frumos. Adică, super atent la cadouri, la detalii. Da, eu las la atitudinea lui. Clar. El știe ce are nevoie și ce e bine pentru el, ce se potrivește pentru el. Nu pot să zic nimic. Nu vă dați cu... Așa este și mama. Da. Dacă ție îți place, știe, da, bineînțeles. Nici că îi place, nici că nu-i place. Nu e... Da. Ce părere aveți de ei ca și cuplu? Îmi plac foarte mult. Cum de altfel îmi plac toți copiii din casă, nu am o problemă cu nimeni și așa. Sunt foarte frumoși, adică chiar le stă bine, chiar le stă bine. Dar de Marius ce părere aveți? Foarte bună și de Marius. Până la urmă, băiatul face ce simte. Chiar nu am o problemă cu el, sincer. Acum, așa natură încât să... Acum doar el decide dacă cumva mai vrea să meargă, să o cunoască pe nata, timp cât știe că ea este într-un cuplu. Adică cheia oricum este la ea clar, adică ea va spune dacă da sau nu. A spus deja, dar eu, păi știu. Dar ideea este că... Sunt ce vreau? Okay. Că zic cu mama, n-aveți ce să mai faceți. Cum adică la mine? Na, la opinii și la fiecare om face ce vrea. Până într-un punct, adică până într-un punct, când nu se mai poate, nu se mai poate. Îi se pune cum ar veni gardul, da, și gata. Asta crezi că eu am făcut ceva ieșit din comun? Doar că mi-a spus părerea. Nu că a fost ceva ieșit din comun. Sinceră. A fost dintr-o dată, da, sinceră, foarte sinceră. Dintr-o dată, adică pur și simplu, cu două zile în urmă a fost Julia. Nu a fost Julia. Cum nu a fost Julia Marius Ierode? Julia Măru. A spus că o să... Nu. Spus că... Julia, mie mi se pare că nu s-a spus. Dedicat. Nati. Nu, măi, n-a zis nimeni asta. Doar că a zis că are un interes în a mă cunoaște, da, pe mine. Așa a spus, că ar vrea să o cunoască și pe Julia. Da, după și ce după a fost a venit cu... Alina, din nimic. Da, haide să-ți spun o chestie. Având în vedere că tu erai singură, nu era mai... Ușor. Mai lejer pentru el. Mai safe. Că tu ești, eu cred că ești o concurentă puternică, chiar dacă așa. Nu ești votată. Și ce să se lege de tine? Păi... Nu, dar putea să găsească un de exemplu. Îmi place Julia la nebunie și vreau el să o cunosc pe ea. El a spus că i-a lipsit curajul, având în vedere că Alina avea așa, deja o cunoaștere. El a zis așa, păi nu, asta, aici este singura, ca să zic așa, bubiță, cu acest curaj. Da. În secunda în care ei erau într-o cunoaștere avansată, n-ai avut curaj să vii să spui, și acum, după ce, mă rog, el nu știa că Ștefan urmează să facă acea... Și ne-a și zis. Dar s-a pronunțat înainte să aibă relație. Eu m-am zis înaintea lui și acum. Asta a fost singura chestie, dar el e liber să facă ce vrea, Doamne ferește. Da. Adică chiar ei trebuie să fie strong, adică tari. Ei sunt singuri care exact așa. Legați împreună. Vă uitați la emisiune acum de când ai... Da, nu vă toate episoadele, dar în general, da, mă uit. Suntem la servici, da. Sunt multe episoadele, de aceea e greu să țineți pasul. Da. Așa e, cum sunteți? Noi suntem foarte bine, nu știu dacă vrei să o întreb ceva, Julie.
Dacă ai interes, eu nu vreau să... Vă admir. Îi spuneam lui Robert că fix așa priviți cum... Privește și el. Da. Da. Uite, vreau să vă adresez o întrebare pe care am adresat-o și mama... Pentru mamă. Cum zice? Mamei. Așa, mamei Larise. Ok. Cum era Robert când s-a îndrăgostit prima dată, când a venit acasă? Probabil că când era micuț, eu m-am îndrăgostit prima în clasa întâia. Oh. Și o ținte și acum cum arată și cum o cheamă pe fata respectivă. Cum era Robert când s-a îndrăgostit? Când se îndrăgostește, cum e? Că noi încă n-am apucat să-l vedem în ipostaza asta. Deci când a fost dragostea importantă? Că de îndrăgostit... Da, dragostea e importantă. Aia e importantă, că de îndrăgostit fiecare când are prima prietenă, vai ce m-am îndrăgostit, nu? Da. Da, a fost ok. Deci el pune suflet. Asta-i. El pune prea mult suflet. E grijuliu, e protectiv, e detașat. Da, dar e foarte, foarte mult suflet pune și poate așa, la tinerețea asta, poate că n-ar trebui să pui chiar așa mult suflet. Să mai profite puțin de tinerețe. Da.